Brașovul în 10 pentru că Novak primește îngrijiri medicale. Centrarea lui Săpunaru și este penalti pentru Rapid. Penalti pentru Rapid. Penalti obținut de Daniel Niculae în minutul 79. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Novakovic este jucătorul Brașovului. Da, pare a fi penalti. Pare a fi penalti. Novakovic pierde startul. Pierde startul și pierde și duelul. Daniel Niculae reușește să obțină un penalti care să țină Rapidul în viață în Liga 1. Brașovul a ratat un penalti în minutul 6. Acum Săpunaru este în fața unui moment crucial pentru echipa sa în acest campionat. Săpunaru poate înscrie al treilea gol în acest campionat. Iacob a apărat două penalturi în această stagiune. Unul executat de Adi Mutu, altul de Adrian Cristea. Un moment mai mult decât important. Un moment care poate readuce Rapidul în avantaj în acest minut 80. Săpunaru și Iacob. Un duel al nervilor. Fleure Comănescu, Săpunaru, gol! Rapid! Din nou în avantaj. Rapidul reușește să treacă peste câteva momente mai mult decât delicate în această repriză a doua și să revină în avantaj. Penalti executat de Săpunaru în minutul 80 după faultul lui Novakovic asupra lui Daniel Niculae. Să nu uităm însă că și Brașovul a avut un penalti în urmă cu 6-7 minute când Enzul